Chemă voi rezumă la lui aceasta. Intru în modulul de beton avansat. Și acum, în partea de jos avem verificare element. Proiectarea element încearcă, îmi dă o valoare calitativă, deci cumva mi-ar putea da o arie necesară de armare, dar metoda asta e mai inginerească un pic, în care am propus niște armături pe baza experienței, a procentelor minime de armare. Am propus o dispunere de torane și o verific și apoi iterez de aici. Deci am verificări pentru beton și verificări pentru beton precomprimat. Aici condiția arată similar, doar că cele de beton precomprimat țin cont și de prezența toranelor. Și aici verificările pentru betonul precomprimat sunt ceva mai numeroase. Deci am odată control fisură, ce se găsea și în partea de beton, deci verifică deschiderea fisurilor, este o verificare tip SLS. Verificare răspuns, în principiu, este o metodă prin care verific deformațiile în armătură, în fibrele de beton și tensiunile dezvoltate în armătură și fibrele de beton. Verificare capacitate este o metodă prin care programul generează o diagramă, o curbă de interacțiune, moment, forță axială, și văd unde mă aflu fiecare secțiune, mi se trasează punctele în cadrul acestei cepe. Efort admisibil în beton, verifică ca nu cumva betonul să se strivească în urma pretensionării. Eforturi principale admisibile este o verificare cam pur teoretică, adică faci o verificare a secțiunii ignorând armătura pasivă, deci caută cumva. Eforturi principale înseamnă eforturi tip sigma 1, sigma 2 și le aplică pe secțiune și în principiu îți cam spune că ai nevoie și de armătură. Este descris în Eurocodul 2 această verificare, însă în proiectare nu are o aplicabilitate. Este similar verificării de la forță tăietoare, în care se verifică dacă este necesară prevederea de etrieri. Adică sunt sau nu necesari, noi oricum îi punem și din condiții constructive și de asta acea verificare se face, dar nu se ține neapărat cont. Și apoi verificarea armătură pretensionată va verifica toranele. Deci cam astea sunt principalele verificări. Urmând să vă mai arăt în momentul în care selectez un toran, programul poate să-mi arate care sunt pierderile de sarcină. Și pierderile de lungă durată și pierderile de scurtă durată. Acum o să fac o verificare de capacitate. Am selectat elementul curent și voi alege din clasă. Și am mai multe valori, vreau o verificare unitară să-mi realizeze și dau actualizare. Să mai remeda și că nu ține undeva. Să vedem fără armătură. Deci sunt niște depășiri. Ca să văd mai bine, o să închid doar armătura. Îți dau click dreapta. Să trec parametri vizualizare. Să scot carcasa de armătură de aici. Deci din beton, afișare. Atunci văd că sunt niște depășiri, noi am mai schimbat forțe și o să vedem detaliat unde sunt problemele. Datele acestea vreau să le trimit, întrucât a durat ceva analiza, să fie în brevioară de calcul, încât când vor decide să fac o actualizare, îl las să actualizeze și știu exact ce va actualiza. O să trimit atât previzualizarea cât și partea grafică și o să studiem împreună ce înseamnă acest 235 și ceea ce a dat armătura pasivă, armătura activă sau
să stivi beton. Și eu cum văd și capacitatea pentru ce am realizat aici și eram undeva, trebuie să fiu la un 2800 kN, parcă în momentul efectiv. Și o să-i dau inserare și închidere. Și în previzualizare, dacă ne uităm, vedem o variantă prescurtată a verificărilor efectuate în zona aceasta cu extremul pe element, deci vom vedea ce înseamnă odată 2.35, iar dacă bifăm tipării, explicații și erori, o să înțelegem ce înseamnă codul acesta E735. Deci am aici previzualizare în secțiunea cea mai defavorabilă, situată la 21,8 metri, ce văd aici. Am valoarea forței axiale, forța tăietoare, VZ și momentul. E o verificare. Vreau să văd și ce înseamnă acel mesaj. Deci, cumva, dacă nu se găsește un echilibru de forțe pe secțiune, îmi spune că calculul secțiunii transversale nu a fost realizat. Asta se fera 735, nu l-a realizat, nu a găsit un echilibru. Acum, celelalte verificări ar fi să vizualizăm efortul admisibil în beton. Aș putea, ca să mai simplific, să rulez din combinațiile acestea de tip ULS și curent. Dau și o salvare modelului. Se dau, dar n-aș fi vrut chiar pe tot, pe curent.